Astăzi este sărbătorită Ziua Mondială a Inimii la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății. Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces din lume, anual înregistrându-se 17,3 milioane de decese. Specialiștii preconizează că până în 2030, în lipsa adoptării unor măsuri imediate, se așteaptă ca 23 de milioane de persoane să moară an de an din cauza afecțiunilor cardiovasculare și în Dolj numărul bolnavilor de inimă este unul semnificativ. Bolile cardiovasculare sunt problemă de sănătate publică atât la nivel național și, bineînțeles, și în județul nostru. Pe primele trei locuri într-un clansament al bolilor sunt boala hipertensivă, înregistrăm în jur de 75.000 de bolnavi cu boală hipertensivă, și cardiopatia ischemică, 35.000 de bolnavi, între ele intercalându-se diabetul zaharat, care până acum era pe locul 3 și acum a depășit cardiopatia ischemică. Cu precizarea că una dintre cauzele favorizante în dezvoltarea bolilor de inimă este chiar diabetul zaharat. În fiecare an mor aproximativ 150.000 de români din cauza bolilor cardiovasculare, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din totalul deceselor. Cu o investiție de 6 milioane de euro de la bugetul Consiliului Județean Dolj, în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova numărul 1 se construiește un centru de chirurgie cardiovasculară. La noi avem centru de cardiologie care nu a avut până în prezent o secție de chirurgie cardiovasculară. Acest lucru e pe cale să se îndeplinească, să apară această secție în curtea spitalului cu finanțare de la Consiliul Județean. Deja e într-un stadiu avansat cu construcția acestei secții de chirurgie cardiovasculară. Specialiștii afirmă că stilul de viață poate influența starea de sănătate a inimii și a aparatului cardiocirculator, în sens pozitiv sau negativ. Cei mai importanți factori de risc pentru bolile cardiovasculare sunt nivelul ridicat de colesterol și trigliceride din sânge, hipertensiune arterială, obezitatea, mai ales tip abdominală, fumatul și stilul de viață sedentar, tonifierea organismului cu măcar o jumătate de oră de mers pe jos în fiecare zi și cel puțin 15-20 de minute de exerciții fizice reduc riscul bolilor cardiovasculare.